Bine v-am regăsit, oameni buni, la ultima ediție din acest an 2021 a Secretelor Brașovului. O să vedem dacă e una de bun augur sau una de mai puțin bun augur. Cert este că a fost un an complicat din multe puncte de vedere. Alții spun că au învățat din el, alții spun că au suferit, alții s-au bucurat. Până la urmă, despre asta e făcută viața. O să vedem astăzi, pentru că în prima parte a emisiunii o să discutăm despre numerologie și nu numai, o să vedeți că sunt activități conexe legate acolo. Ar fi interesant să vedem de ce a fost 2021 așa, să vedem ce ne așteaptă în 2022. Uite că e un an cu 3 de 2 până la urmă. Dacă ar fi fost 2222, am citit eu undeva că era de bine, că era cu 2222. Așa avem numai 3 de 2, să vedem dacă e bun sau nu. Acum, mai în glumă, mai în serios, o să discutăm niște aspecte concrete și despre cum a fost acest an și despre ce urmează. Am alături de mine astăzi pe Alexandra Mihărtescu, care este numerolog, așa cum spuneam, și totodată membru ANR, și o să o salut pe această cale și o să întreb ce înseamnă ANR-ul. Bine ai venit, Alexandra, la Secretele. Bine v-am găsit și da, a fost un an foarte intens. Asociația Numerologilor din România este ANR. Avem așa, o asociație. Așa, mă gândeam și eu, dar să nu zic. Da, mai bine așa, să fie secret și dezvăluit în timp, nu? Este asociația unde noi, iubitorii de numerologie, pur și simplu ne-am adunat și facem tot felul de lucruri minunate. Avem chiar un proiect care merită menționat, care este dedicat cadrelor didactice, unde învățăm câteva mici secrete din numerologie pentru a putea lucra mai ușor cu copiii, mai ales că în 2021 și 2020 lucru online a făcut oarecum mai dificilă partea aceasta de educație. Și în ianuarie începem a doua ediție, pentru că tocmai am încheiat-o pe prima, în noiembrie. Alexandra, până să intrăm în detalii, și sunt convins că e multă lume care e interesată de aspectele astea ale numerologiei, unii cred, alții nu cred, o să vedem de ce și cum sunt aceste lucruri. Întrebarea mea ar fi, cum ai ajuns să lucrezi în zona asta a numerelor? Cum ai ajuns să fii membru ANR? Că nu mi se pare că la școală e undeva vreo specialitate numerologie. Așa este. Într-adevăr, eu am terminat psihologie la Iași, la Alexandru Ioan Cuza, și master în terapie de cuplu și familie tot la Iași. După care viața, să spunem așa, m-a adus la București, după care am poposit la Brașov și am rămas. Organizam și organizez încă din 2012 evenimente de dezvoltare personală și spirituală, cum le spunem noi. Dar ideea de cunoaștere și autocunoaștere. Și după ceva timp, undeva, cred că prin 2015, dacă nu mă înșel, l-am cunoscut pe Anatol Basarab. Eu, venind din latura aceasta de psihologie și fiind formată în această direcție, recunosc că eu am fost sceptică în ceea ce privește partea aceasta de numerologie, pentru că am zis, adică toate testele alea pe care noi acolo le învățăm să le construim, să le aplicăm, să le interpretăm, o să poată fi înlocuite de o dată de naștere, adică poate să-mi dea atât de multe informații încât să pot să descoper omul din fața mea. Am fost foarte sceptică și atunci când am organizat cursul am zis că trebuie să văd, și cu cât am cunoscut mai mult numerologia, cu atât scepticismul meu s-a spulberat, pentru că la fiecare consultație, la fiecare curs, la fiecare analiză numerologică, încă o dată se dovedește că numerologia nu greșește, mai ales că numerologia e foarte veche, are mai mult de 2000 de ani, doar că noi o cunoaștem sub forma aceasta cum ne este prezentată acum, în ultimii ani în special, pentru că s-a pus accentul, dar ea a existat, inclusiv Pitagora a folosit-o. Așa că nu e ceva nou. Dar... Deci nu e nou. Deci, practic, de câțiva ani buni ai cotit, să zic așa, în zona asta, având la bază totuși o pregătire profesională, așa cum spuneai, solidă în an... În psihologie. Da. Uh-huh. Oarecum îți folosesc, apropo de treaba asta, zona asta psihologică îți folosește în numerologie, adică... Foarte mult, doar că, adică, partea de numerologie mă ajută să fac mai scurtă analiza omului, pentru că uitându-mă în data lui de naștere pot să spun că văd modul în care este format omul sau matrița, că noi spunem matrița sau matricea în care el este turnat. Și ulterior, bineînțeles că și cunoștințele din psihologie mă ajută extraordinar de mult, dar timpul sunt instrumente, practic, cum este și astrologia și numerologia și nu numai, sunt foarte multe instrumente care te ajută
să descoperi mai repede persoana din fața ta și nu numai, dar în cazul de față, dacă vorbim de oameni, pentru a scurta acest proces, să putem ajunge mai repede la esență și să rezolvăm ce avem de rezolvat. Uite, chiar m-ai făcut curios acum. Eu recunosc că n-am avut tangență cu numerologie sau cu lucruri de genul ăsta, dar chiar aș fi curios să văd cum se procedează. Uite, hai să luăm un exemplu, să ne spui, poate să fie, nu știu, dacă e unul ipotetic, sau pot să mă fac eu cobai, dacă vrei, că n-am nicio problemă, să ne vedem Da? ce ar însemna. Adică să ne dai un exemplu. Cum, Păi da, de... uite, spune-mi, te rog, ziua ta de naștere, aici în spate o să-ți fac matrița Ia, și uite că te sunt rog, ziua curios. ta de naștere. Hai să facem așa live în Spune. direct, să vedem. 29 septembrie, 29.09, 1973. Facem. 1973, da? Da. Ok. Eh, uite, interesantă matriță, păcat că momentan nu o puteți vedea și voi, dar cei care eventual dacă este, pot să pun o poză după aceea în descriere. În primul rând, necesită să știm că ziua 29-le, ziua în care omul este născut, ne vorbește despre modul în care omul este în interior. Noi, în numerologie, reducem la o singură cifră. Practic, în interior, ești un 2. Adică ești un om foarte sensibil, chiar dacă la suprafață nu arăți poate acest lucru, dar în interior sensibilitate, dorința de a colabora, de a comunica cu ceilalți, îți place principiul acesta al colaborării și al parteneriatului. Și așa ți-ar place să funcționeze cumva lumea din interiorul tău cel puțin. În afară, luna de naștere este cea care ne spune despre rolul social sau masca socială. Acolo ești un 9. Uite, vezi, în afară, lumea și inclusiv tu te comporți așa, pentru că de mici, de când, din momentul în care ne naștem, suntem șlefuiți, practic, e la un nivel de subconștient acest rol al lui 9, acela de a dărui, acela de a înțelege, acela de a aduce schimbarea, de a aduce noutatea, că noul e 9. Când zicem 9, deja zicem nou. Ideea de nouă este nouă. Da? Și atunci, acolo unde tu apar, rolul tău social este să transformi, să schimbi, să aduci ceva, să închei ceva și să aduci la un alt nivel, să urci cumva. Uite, și emisiunea aceasta, când unde apar, cumva ceva să se schimbe și să devină mai bun. În momentul în care nu vei mai face transformare, nu vei mai face această schimbare în social, acolo unde apari, practic lumea o să zică că nu prea ne mai place de tine așa, pentru că, știi, nu îndeplinești rolul. Nu mai sunt din Atâta peisaj. timp cât îl îndeplinești, e bine. Bun, Da, deci nouă stai mai este acum. văzut ca... Nu, o întrebare, Este dacă mult de vreți. povestit, îți dai seama, eu spun pe A, scurt. bine, sunt convins și nici nu vreau să intrăm în detalii neapărat, că cine știe ce mai află despre mine, numai așa ca idee și tocmai că vreau să prezentăm cum funcționează numerologia. Cum 29 era 2 plus 9, nu 11, 1 plus 1, nu? Așa era cifra 2. Dacă... 1 plus 1 este 2. Exact. Da, ok, da, ok, bun. La 09 e 09, e clar că e 9. Da, scuză-mă. Da, 9 rămâne 9, Da? iar toate adunate dau 40, cifra de destin se numește, și adică un 4. 4 plus 0 este 4, dar Și la contează școala mea. într-adevăr și acel 0 pentru... Da, dar uite, în viață, vorbim de destin 4, în viață iubești, ca să zic așa, siguranța. Iubești cadrele într-un fel sau altul. Adică un 4 este foarte tehnic, pragmatic, el trebuie să știe pas cu pas ce se întâmplă, să aibă planul bine făcut. 4-lui se mai spune conservatorul sau gospodarul. Uite, așa, pe lângă casă, pe lângă ceea ce iubești tu, să gospodărești și să te organizezi. 4 este o cifră a organizării. Deci, probabil, dacă ne-am uitat la tine, cu siguranță ar fi ordine și disciplină. Prima mea specialitate e cea de inginer. Nu se poate mai bine să ești decât asta, clar. Cea de organizare. Foarte mulți 4 ajung ingineri. Așa este. Da, Foarte bine. mulți. În Mama, cred diversele că, domenii, ar avea ingineri. ceva, sau mama și soția ar avea ceva de comentat aici, la partea de organizare prin casă, dar mă abțin. Da, bun. Fiecare înțelege organizarea diferit. Da, așa este. Bine, am înțeles. Deci, așa, practic, funcționează o matrice și sunt anumite. Bun. Intrăm în detaliu după, pentru că de Exact, lucrurile acolo de bază. apare pătratul lui Pitagora, care are cele 9 cifre de la 1 la 9, iar din data de naștere rezultă acest pătrat care intră foarte în detaliu. Uite, pot să spun pe scurt, ai un corp foarte rezistent,
Da, corpul tău când sesizează ceva, nu știu, uite, poate vrei să mănânci ceva, corpul imediat zice, nu-mi place cum miroase, nu vreau asta, nu vreau, nu, imediat are o inteligență corporală foarte mare. Și o inteligență, partea, știi că există mai multe tipuri de inteligență, o adaptare foarte bună la mediul fizic, uite, dacă te-aș lăsa oriunde așa, te-ai putea adapta foarte ușor. Ai putea, nu știu, dacă te duc în pădure și te las undeva, cu siguranță ai găsi imediat să te descurci. Da? Inteligență foarte mare. Sau cum spunem noi așa, mai fără termeni pompoși, îți merge mintea. Îți merge încă foarte bine. Este IQ, îi spunem noi, în termenii mai comuni, să spun așa, un IQ foarte bine dezvoltat. Poate de multe ori Mulțumesc. nu reușești. E o dicție în matriță, nu e. Poate de Ok. multe ori nu reușești să găsești cu cine anume să vorbești. Pentru că, știi cum, discuțiile se ridică la un anumit nivel și nu toți pot să se ridice la acel nivel. Și uneori e posibil asta să, din contră, să fie la un moment dat o chestie care să fie deranjantă, că nu mai ai cu cine să stai de vorbă. Da, pe uite, de-aia fac emisiuni. E unul din lucrurile în care fac Da? emisiuni și atunci am găsesc cu cine să vorbesc asta, așa. Și lucruri foarte interesante, da. Astea sunt câteva aspecte. Numerologia asta, până acum, cel puțin din ceea ce mi-a spus multe lucruri de bine, ar zice eu, că nu știu dacă e da. Acum nu putem să dăm pe post punctele la care, uite, pe scurt, punctele la care necesită să lucrezi este imaginea de sine, tendința de a avea o imagine de sine uneori foarte bună și alteori în polul opus, să spun așa, adică uneori te vezi imaginea despre tine, uneori te vezi foarte bine tu pe tine sau în anumite roluri sau în anumite momente, alteori ești exact la polul opus de parcă nu mai ai încredere în tine și nu știi cumva. Nu știu, uite, când intri într-un proiect, poate ai fost foarte, foarte entuziasmat și ai zis că îl duci la bun final. Pe parcurs, ceva din încrederea din interior parcă dispare. Iar la acest aspect în viața aceasta necesită să lucrezi și să înveți să-ți asumi într-un mod echilibrat responsabilitățile. Și acolo tendința este să-ți asumi când prea multe responsabilități, când faci o pauză, ca să zicem așa. Uite, așa pe scurt, ca să Minunat, nu sunt neapărat defecte, ci lucruri la care în viața aceasta necesită să lucrăm. Instrumente asta îmi și. plac, da, asta îmi plac, unde trebuie să învăț îmi plac, alea la alte așa, sunt mai așa, alea ne place sau la toți ne place să auzim de bine, da, mie îmi place mai. Ele nu sunt doar de bine, pentru că, uite, cum am spus, de inteligență, de capacitate foarte, foarte bună de adaptare la medii fizice noi. Ok, mediile fizice noi pot să fie și într-un sens negativ. Poți să te adaptezi la medii fizice care pot să fie, nu știu, frig, să fie, nu știu, gălăgie, să fie. Ok, avantajul este că te adaptezi, dar ideea este că adaptarea aceasta poate să aibă și dezavantaje. Nu putem privi doar în latura, tot timpul știm că ce există și o parte bună și o parte rea. Tot timpul Bun, vin la gata. pachet. Haideți să, că o să zică lumea că am făcut să facem emisiunea asta ca să analizăm. Am vrut să dau doar un exemplu prin care un numerolog vede câteva lucruri și na, e, mi se pare un lucru interesant cu care lumea ar putea sau nu să rezoneze, bineînțeles, în funcție de ce își dorește fiecare. Ce am vrut să dăm practic un exemplu acum în partea asta. Întrebarea mea e acum dacă există, nu știu, niște. Am mai auzit discutându-se la un moment dat niște numere magice sau niște. Eu am avut inclusiv amici care la un moment dat se gândeau ei când se combinau, vorba bine, în limbajul modern. Se uitau în primul rând când ești născut, în ce lună, țineau cont de zodie, de zi, se gândeau inclusiv și copilul când să-l nască. Mie personal mi se pare că e un pic dus așa la extremă. Nu știu dacă putem noi. Da. În anumite momente poate fi dus, într-adevăr. Da. Dar ideea e în felul următor. Într-adevăr, orice zi, uite și cum este ziua de astăzi, 30-a 12-a 2021, are o calitate. Pentru că noi în numerologie ne uităm la calitatea. Da? Energia, calitatea acelei cifre. Nu doar cantitatea, cum face matematica. Da, există posibilități de a alege. Dar știi cum e? În momentul în care îți este permis de sus, vei alege. Dar dacă, apropo de născut într-o anumită zi, ok, tu poți să programezi într-o anumită zi în care Da, poate s-ar din putea punct să de nu-ți vedere iasă. numerologic, dar s-ar putea să nu-ți iasă pentru că planul măreț este cu totul altul. Dar dacă totuși ți s-a permis, înseamnă că
Era în plan, ca să spunem așa. Da, numerologia, ca și orice alt instrument, nu este să devenim habotnici, să zic așa, și să nu mai facem nimic fără Exact. să facem un calcul sau, nu știu, să nu mă trezesc dimineața, să nu mă duc la baie până nu fac calculul numerologic al zilei. Nu. Sau să nu fac anumite lucruri, pur și simplu, pentru că e în ziua respectivă nu știu ce anume. Știi cum, uite, am să fac o metaforă sau o comparație, ca vremea, putem să zicem așa, ca să înțeleagă toată lumea. Dacă eu mă uit pe geam și văd că plouă, ce fac? Mă adaptez, mă îmbrac corespunzător, îmi iau umbrela. E, uite, așa și pot să zic cu numerologia. Mă uit în matrița zilei respective și știu care sunt calitățile acelei zile, unde anume va fi mai greu de lucrat cu anumite caracteristici și pur și simplu mă adaptez în funcție de planurile pe care eu am să le... Planurile rămân în continuare, doar că le adaptez la ceea ce mi-arată energia acelei zile, calitățile și lucrurile la care necesită să lucrez în acea zi. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu pot să zic gata, azi închid, pun clacă după ușă, nu mai ies din casă că e nu știu ce zi. Nu, asta deja într-adevăr este dusă oarecum într-un extrem. Pur și simplu, exact cum am dat comparația asta cu vremea, așa putem să zicem într-o oarecare măsură că ne ajută numerologia. Nici de cum să ne încurce. Nu este să ne încurce, este să ne ajute. Da, Și atunci. mai aveam eu așa, cred că și când eram copii, cu toții aveam câte o superstiție, poate, care se lega de numerologie. Dacă găseai un canal cu patru găuri sau unul cu șase găuri, dacă te uitai la ceas la ora 13, dacă erau tot felul de lucruri, ca și copii, chiar și adulți cunosc, care într-adevăr au anumite lucruri de genul ăsta, sunt sau nu au vreo importanță din punctul ăsta de vedere? Ele se pot numi sincronicități. Atunci când ne uităm, nu știu, la 11 și 11, 22, 22 sau alte, unde apar cifre de același fel, da, se repetă. Ele pot fi interpretate, dar acum nu înseamnă, dau un exemplu, dacă te uiți de 30 de ori la telefon într-o oră, ai toate șansele să vezi 11 și 11 sau 13 și 13. Adică depinde și de modul în care facem noi lucrurile în cadrul acelei zile. Dacă te uiți rar la telefon, și vezi, da, e un mesaj de la Univers, până la urmă totul comunică, da? Universul, natura comunică cu noi, totul e o comunicare. Doar că necesită să știi să o și interpretezi. Depinde la ce anume te gândeai în momentul în care te-ai uitat la ceas ca să înțelegi care ar putea să fie răspunsul pe care ți-l transmite și, bineînțeles, să știi să interpretezi acele cifre. Dar, adică e un cumul de informații acolo. Nu e gata, m-am uitat, există acolo un carnețel care îl deschid și văd ce, 13 și 13. Aha, asta înseamnă. Nu neapărat. Depinde, adică există interpretarea cifrelor care rămâne aceeași, dar depinde și la ce făceai și la ce te gândeai și așa mai departe. Unii Adică. cred, am observat că vrem să provocăm asta, adică te uiți, zici, gata, m-am prins momentul când e 22-22, ca să dau un exemplu de ce ai spus, și ăla zici, gata, mi se îndeplinește și evident că tu stăteai să te gândești la ceva ce probabil vrei să obții și, adică, ideea nu este de a încerca să îți găsești exact punctul pe care îl vrei, să ți-l autoinduci cumva, nu? Până la urmă. Da, este și autosugestie, adică în momentul în care, gata, m-am uitat la fix, nu știu ce se întâmplă, este o autosugestie, creierul va lua ca o autosugestie. Dar, da, într-adevăr, există minutul de aur și aici invit pe cei care ne ascultă pe site-ul lui Anatol Basarab, el fiind cel mai cunoscut dintre numerologi, cred că în România, sau unul dintre cei mai cunoscuți, are un articol, Minutul de Aur, în funcție de data de naștere, unde se poate calcula și în minutul acela de aur se spune într-adevăr că este bine, în fiecare zi există minut de aur, să lansezi o dorință în univers, pentru că atunci este un moment magic, având legătură cu momentul în care tu ai venit pe această planetă, ca să spun așa. Și există și alte momente în care putem să ne punem, dar trebuie să le înțelegem. Dacă le facem fără de rost, știți cum e? Mai bine decât să faci pe jumătate și prost, mai bine nu mai faci deloc. Adică trebuie Corect. să cunoști lucrurile respective. Dacă nu le cunoști, fără de sens, parcă. Hai să trecem un pic la zona asta. Eu sunt foarte curios vis-a-vis de țara asta, că dacă are vreo importanță și sunt convins că așa cum există o numerologie care am citit la un moment dat că e vorba de structura matricială a anului, nu știu, hai să ne referim la ăsta care vine, să-l lăsăm pe ăsta care a trecut. Știu că există niște lucruri, am citit și eu la un moment dat de zona asta. Ce facem cu țara asta? Că ne chinuim deja în ea de, nu știu, de mulți, mulți ani și ni se pare că unora, li se pare că lucrurile merg în gol, alții că lucrurile nu merg bine.
Avem așa vreo predicție din punct de vedere numerologic pentru anul care urmează? În primul rând, ce necesită să înțelegem este faptul că România are ziua de naștere pe 1 decembrie. Deci noi în 1 decembrie abia am intrat în anul personal, în 2021 practic, pentru că una este anul calendaristic pe care îl avem la nivel global cu toții, da? Trecem în 2022. Acolo există o matriță care se aplică la nivel global. În ceea ce privește matrița României, acolo se calculează în funcție de data ei de naștere și se fac suprapuneri. Dar acum, dacă noi avem pe 1 decembrie ziua de naștere, ziua României, clar noi practic, și de multe ori am și spus asta, poate mulți fără să știe numerologie, că suntem parcă în urmă. Într-un fel anume, da, pentru că energetic vorbind, noi abia am intrat în 2021. Adică într-un an 5, când toată lumea practic cam intră în an 6 care urmează din 2022. Și atunci există și avantaje și dezavantaje. De ce? Pentru că anumite lucruri care se întâmplă în exterior, cumva noi le vedem anticipat până, ca energie mă refer aici, până ca noi să intrăm în acel an. Da? Având serbarea zilei de naștere la final de an. La nivel global este un an 6, 2022 și dacă e să-i facem matrița, să știi Dorian că are mai mulți de 2. Are mai exact 2, 4, 5 de 2. Da, deci nu avem doar 3 de 2. Practic tot ceea ce la nivel global vorbind acum, toate, nu știu, energiile se vor amplifica extraordinar de mult. Spre exemplu, dacă vom intra cu frică, dau un exemplu, sau vom avea diverse frici, ce? Acei mulți de doi, tendința va fi să amplifice extraordinar de mult frica. Dacă vom avea bucurie sau orice emoție, am dat exemplu, bucurie. Avem bucurie, bucuria respectivă se amplifică. Este un an 2022 și revin și la întrebarea cu România, dar necesită să-l înțelegem prima oară la nivel global. Este un an 6, un an în care, apropo de întrebarea aceea cu cuplurile și de... Da, este un an în care este foarte bun pentru familie, pentru întemeiere de familie, pentru a face copii, dar la fel de bun, în latura opusă, bun cu ghilimele de rigoare, este pentru despărțiri. O să vedem despărțiri scandaloase, poate unele violente, cu mult scandal în sensul acesta, cu agresivitate, pentru că șasele are de-a face cu latura de instinctualitate, în sensul animalic și în sensul sexual. Și atunci vor fi tot felul de scandaluri de genul acesta. Și având 5 de 2, odată energia a apărut acolo, cu siguranță va fi puternic amplificată. Pozitiv sau negativ în funcție de unde a plecat. Dacă a plecat de pe un fundament pozitiv, atunci va fi amplificată în sens pozitiv. Dacă va fi de pe sens negativ, atunci va fi amplificată pe sensul negativ. Iar tot la nivel global, că știu că este o temă de actualitate, sănătatea corpului fizic. Dacă ne uităm în 2022, dacă ar fi să scoatem 20 din față, care este un prefix, care îl avem 100 de ani, practic, exact. Da? Până se va schimba. Va rămâne 22. 22 dă 4. 4 este însuși cifra corpului fizic și a sănătății fizice. Uitându-ne în matrița și în structura matricială a anului 2022, el lipsește din matriță. Chiar dacă este format din cei 2 de 2, el nu este prezent în matriță, ceea ce înseamnă că sănătatea fizică va depinde foarte mult și se poate înrăutăți în funcție de stările emoționale. Totul va fi despre emoție. Cu cât fricile vor fi mai mari, cu atâta bolile vor fi mai multe. Cu cât oamenii vor gestiona mai bine emoțiile și vor renunța, spre exemplu, la frică, să zicem că vor avea curaj. Da? Cu atât corpul fizic se va întări. Nici cu imunitatea nu se stă foarte bine și atunci tot de emoții va ține acest lucru. Întorcându-ne la România, noi nu avem șasele în matriță. În structura matricială a României nu există șase. Ceea ce înseamnă că șasele, am zis că e de latura aceasta, într-un sens pozitiv, e de a te duce, de a-ți face provizii, de a lupta pentru anumite lucruri. Chiar într-un sens poate agresiv, dar nu neapărut. Agresivitate avem și într-un meci de box. Dar ea nu este văzută ca fiind ceva, nu? E văzută ca o competiție, nu e văzut ca violență. Da? În sensul acesta pozitiv, să zicem, ar putea să fie acest șase, iar în sensul negativ, într-adevăr, se transformă în violență. Dar noi, neavând acest șase în matriță, vom avea puseie, putem să spunem. Adică uneori vom deveni foarte aprigi, în sensul de ambiție, de, da, exact ca un luptător de box în ring, iar alte ori ne încasăm, ca să zic așa. Sau, din contră, poate vom deveni chiar violenți. Acum, în ceea ce privește anul acesta care urmează pentru România, noi vom dori să ieșim
pentru că este un an 5, am menționat, noi suntem în spate. Am vorbit Da. la nivel global și acum ne întoarcem la nivelul României. Pentru România este un an 5, adică noi dorim să ne recăpătăm libertatea. Noi până în 1 decembrie am fost într-un an 4 în care am făcut cadre, am lucrat la sănătatea corpului fizic, la o anumită disciplină pe care să ne o impunem, dar acum când 6-le vine și el și întoarce lumea către case, către bârloc, cum îi spunem noi, sau către cămin, către familie. E, dar noi o să vrem să fim liberi. Nu o să vrem neapărat să stăm în case, nu o să vrem neapărat să, nu știu, să fim ascultători, din contră, 5 aduce răzvrătire. Cum va fi, dacă ne va permite acest lucru sau nu, de la nivel global o să zic că să stăm în case, dar noi în interior, în țară, o să zicem, nu, noi nu vrem, noi vrem libertate. Practic, anul Mai ales. ăsta, care a început acum la 1 decembrie, al României, teoretic, ar trebui să ajungă, să ducă până în 1 decembrie 2022. Nu? Asta ar fi. Exact. Asta. Exact, da. Abia atunci noi intrăm în anul 2022. În Bun. 1 Haide că, decembrie uite, 2022. a trecut așa, a zburat timpul rapid, rapid și mai am câteva secunde și n-aș vrea să încheiem așa, fără o considerație, nu știu, de final, în ceea ce privește, dacă vrei, numerologia, în ceea ce privește. Așa, la ce să ne așteptăm? Că deja cred că ai reușit să încadrezi asta într-un cadru destul de larg, la nivel mondial, la nivel de țară, poate la nivel personal, așa ceva mai direct, în câteva secunde, o considerație de final. Păi uite, mai avem foarte puțin până se termină anul 2021 și se spune că ceea ce ne-am plănuit, obiectivele pe care le-am pus în 2021, ele se pot îndeplini în 2022, dar necesită să fie setate, să fie pe poziție de tragere și să începem să lucrăm la ele. Invit pe toți cei care ne ascultă, mai ales că e ultima zi din an, ce? Să-și pună acele dorințe, să nu le lase pentru 1 ianuarie, să-și le pună încă de pe 31 decembrie, pentru ca în 2022 să le poată realiza. Vor munci pentru asta, dar măcar energia încă îi mai ajută, mai ales acum pe final de an. Și să aibă atenție la emoții. Mare atenție la emoții. Alea pozitive, așa am înțeles, să fie emoții Da, să fie cât mai multe pozitive ca neapărat să emoții să pozitive, le da? amplificăm pe cele care Să se trebuie, da. amplifice. Perfect. Mulțumesc foarte mult, Alexandra, Mare drag. pentru discuția de astăzi. Îți doresc mult succes și mulți de doi, nu? Sau cum se zice? Cum? Un îndemn în numerologie, așa, de bine, în sensul de. E și de bine și de rău, nu există cifre bune sau cifre rele, depinde fiecare ce va face cu acest doi, da? Adică depinde fiecare ce trăiri va amplifica, pe cele bune sau pe cele rele. Bun, Să amplificăm fim fericiți, zic atunci eu. aia. Exact, să fie fericit. Mulțumesc foarte mult pentru. Cu mare drag. Oameni buni, atâta pentru prima parte la secrete, numerologie, da sau nu, rămâne la atitudinea noastră. Luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem.